Bine v-am găsit și vă mulțumim că urmăriți aventura noastră fotografică pentru a descoperi Moldova. Precum bine știți, este vorba despre un fototrip, adică o călătorie cu fotografie 12 la număr. Câțiva dintre ei vin din Polonia, unii vin din Italia, avem și din România, ba chiar și din Moldova. În acest episod vă invit să descoperim regiunea în care se poate face kayaking pe Nistru. Da, 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 o activitate extraordinar de captivantă. Eu am încercat-o și sunt bucuroasă să revin. Dar până a face kayaking, purtăm fotografii noștri prin gospodăria lui Meșter Faur. Este vorba despre Pavel Țăranu, care este un artizan și care muncește cu lozia. O să vedem ce are el în curte, o să gustăm din bucatele pe care ni le-a pregătit și în pofida celor 43 de grade la soare, ne vom pune vestele de salvare și vom urca în bărci ca să explorăm Nistrul. Un pic mai târziu ajungem și la vinăria, etc. Așa că rămâneți cu ochii pe noi și hai să ne descoperim Moldova împreună! Foarte interesant pentru vremea asta caniculară. Înainte de a procede la prânz, o să intrăm în beci la Meșter Faur. Hai cu noi! Pronti? Noroc! Până la capăt, Alex. La capăt, da, bine. Ați luat o leacă de vin? Foarte bun. Nu-i așa? Dar trebuie să luați. Ia. Și brânzică. La ciuburciu, în grădină, nu castraveli și roșii cresc, dar pești. Trebuie doar să coboră leacă în vale, să întins. Și prindeți. O bucată de plasă, nu mare. Așa. Plasa, da? Ce? Și prindeți o grămadă de pește din care se faci ia ca bunătatea asta de zeamă de pește. Direct din gospodăria lui Pavel Țăranu, prin grădina asta frumoasă, se poate ajunge la Nistru. Nu înainte însă de a admira această frumusețe de construcție, pe care așa am înțeles că în curând, în primăvară, o vor putea exploata și turiștii, nu-i așa? Adevărat, pentru că mai avem de lucru puțin la mărunțișuri, să amenajăm înăuntru și sper până la primăvară de Dumnezeu să ieșim în capăt. Pavel, eu am înțeles că singur ați făcut acest acoperiș. E o muncă enormă, enormă. De cât timp lucrați la casa asta? Practic două ierni am lucrat. O iarnă și o vară, practic. Pentru că două ierni, eu am strâns numai stuful și l-am selectat, l-am etichetat, dar după aceea a doua vară am făcut acoperișul cu meșterii de la Olănești. Eu renovez și aici au fost cândva, pentru că satul Ciuburceu are 675. Și aici alte case decât cu ștuf n-au fost. Aha, deci asta e tradițional pentru zona asta. Asta e tradițional pentru zona asta. Și am vrut să renovez. Să arate ca înainte. Să arate ca înainte și să, la sfârșit, de fiecare an școlar, vin clasele mari și fac cunoștință cu istoria. Inclusiv ușa aceasta are 70 de ani și a fost renovată de meșter ca să reproducă spiritul de altă dată. Ca să fie o construcție mai legeră, mai ușoară, da. Noi am făcut-o din stuf și pereții de asemenea am făcut din stuf. Doar lemn și stuf aici. Doar lemn. Dar ce se întâmplă când plouă? Nu se întâmplă nimic. Păi, dar ploaia nu nimerește în casă? Absolut. E exclus. Pentru că el așa e tare presat și cusut și, printre altele, asta e cea mai bună metodă de a acoperi. Pentru că mai sunt olandezi,
Dar aceasta nume germană, cu sutul în urma acului. Uh-huh. Știți cum se coasă în urma acului? Nu știu, dar acum aflu. Apoi e așa de tare strânge și se mai bate la peptene, pentru că e nu mai dă drumul niciodată stuful ăsta. Dar iarna, cum e? Iarna e ca iarna. Cald. Dacă ar fi, pentru că s-a scăsut de vară. Căsuțe de vară. Da. Aici o să fie un dormitor, deci podul va fi mai jos, asta sunt pregătit pentru pod, uh-huh. ca să fie, nu arăt așa în antre, să fie mai comod. Și o să fie covoare, paturi, tot, printre altele confecționate de 70-80 de ani, care deja toți le-au aruncat, eu le strâng de pensat și le renovez. Din primăvara lui 2018, gospodăria asta din satul Ciuburciu, din Ștefan Vodă, este gata să vă deschidă ușile ca să vă petreceți o seară, două sau mai mult într-o căsuță ecologică pe Mal de Nistru. Ești la balcon? Avem un balcon mare, de lung. Și nu cumva să îndrăznești, plângi de viață. Pentru că iată-l, Nistru. Și de aici vă trageți gura de aer, de aici prindeți peștele, de aici vă luați apa ca să vă apropiți grădina, da, probabil. Da, da, da. Și mai și dorm noaptea aici, pentru că când e cald în casă, eu vin aici și mă odihnesc. Noi plecăm în expediție și vă rugăm să nu ne invidiați. Mai bine veniți și încercați și voi. Pa, pa! Chiar și ploaia începe atunci când toate bărcile se parchează pe mal. Am avut o experiență extraordinară. De fapt, toată lumea o poate avea. Veniți aici la Nistru, încercați să-l traversați altfel decât de pe mal, ca să vă bucurați de această țară și să înțelegeți cât e ea de frumoasă. Altfel spus, Discovery! Cel mai mult m-a impresionat, de fapt, căsuța mică, făcută exact pe malul Nistrului, cu toate florile în jurul ei. Este ecologică, ceea ce e căutat de străini, este răcoroasă când e vara și are și obiecte, mă rog, naționale de artizanat, obișnuite pentru noi. I really, really, really had a lot of fun, but I was in the kayak with all the other Italians and we are really not for kayaking. I think that we wrong everything from the first. So we were the last, and we never go straight in the river, we only went in zigzag. It's very heavy because you have to move your arms and my back is hurting. We have the opportunity to see the river in a different point of view, and the nature is very simple. But in some way relaxing. Eu cred că a fost cel mai fericit, fiindcă tot timpul ajungem primul final. Peisajul este deosebit, de pe apă vezi total diferit, reflexia apei, viteza, vântul. Am impresia ori de câte ori ai face kayaking pe Nistru, de fiecare dată vei avea emoții noi. Ploaia mergea din urma noastră. Deci eu eram cu internetul pornit și vedeam toată lumea posta la Chișinău plouă, la Călăraș plouă, la Nisporeni plouă, vai ce ploaie. Și noi am fost avertizați că dacă plouă, imediat parcăm, pentru că e periculos să fii pe apă atunci când fulgeră. Și eu atâta mă rugam să avem noroc să ducem acești 10 km până la capăt. Și mă uitam, norii, ba pe aici ne înconjurau, ba pe aici ne înconjurau, dar ne lăsau să ne ducem tripul până la capăt. Eu am văzut pe fețele, în special străinilor din grup, că această experiență o să o țină minte. Cred că în momentele când ai nevoie de recuperare, ceva meditație, este locul perfect. Stai un pic să-ți fac o poză.
Deci așa arată călătoria noastră prin Moldova. 12 fotografi care la tot pasul fac poze. Ei, noi cei fără aparate tot ne bucurăm de această experiență, pentru că sunt atâtea locuri de fotografiat, de postat, de distribuit și de arătat la toți prietenii, ca să invităm să descopere Moldova. Acum am ajuns cu toată echipa, uite aici, la vinăria etc., unde o să petrecem o noapte cu degustare de vinuri, o cină delicioasă și un răsărit de soare la care mulți doar visează, mulți îndrăgostiți mai ales. Rămâneți cu noi ca să vedem cum e aici, la etc. aia despre care toată lumea vorbește. This is our winery. We start building it in 2007. It took us 2 years to finish. At the beginning it was just a building. Then years I was almost sleeping in this place, working without breakfast, without lunch, without dinner, and waking up realizing at 4 o'clock in the morning that I need to go to eat and sleep. Dacă transmit paharul ăsta cameramanului nostru, apoi el o să oprească de filmat. This is our winery.
We start building it in 2007. It took us 2 years to finish. At the beginning, it was just a building. Then, years, I was almost sleeping in this place, working without breakfast, without lunch, without dinner, and waking up, realizing at 4 o'clock in the morning that I need to go to eat and sleep. Now, it's fully equipped with everything we need to produce wine. We make about 100,000 bottles per year at the moment. We started with 3,000 bottles in 2005, and that was our first edition, 2005, 3,000 bottles of Merlot, etc. We produced it in our small house. We had some small tanks there, and we were making wine. We were learning how to make actually wine in that small house. After that, we decided that it's time to build this one. What I say to everyone, wine is not made in the winery. Oh, no, it's made wine, plants, but wine is made in the vineyards. Lot of wine here in Moldova. Red wine is really a good wine. Cel mai mult mi-a plăcut rozeul, dar și primul vin care e Petrihor, la fel, pentru mine este o noutate, eu așa vin nu am mai gustat. My favorite is Chardonnay. And here in Moldova we test different Chardonnay and are really, really special. Îmi place experimentul pe care l-a făcut Alexandru cu combinația între Sauvignon Blanc și Chardonnay. E un vin ușor acidulat și cred că e unul dintre cele mai bune vinuri pe care le-am băut ca și starter. Cine a fost fain. Noi am avut preferință și dacă nu mă greșesc, iepure, da? Sigur, asta e nota 10, asta e. Bravo, Exeter, pentru asta. Nata asked us to rate the dishes we had, and in my opinion, this pachinta was really the best one. In general, it's my very favorite Moldavian food. Number one in all Moldavia. Placinta in Exeter is number one in Moldavia. Placinta. Yes. Placinta. 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 Bright placinta. Bright placinta. Ok. La Exeter noaptea a început să plouă, dar așa să plouă, bogat și generos. Și noi probabil după, eu
în euforia asta de degustarea vinurilor, de o găzduire atât de ospitalieră, de mâncare gustoasă și de oameni faini în jur, ne-am lăsat vrăjiți. A fost o vrajă noaptea asta, o vrajă adevărată și paparul de rudă era exact ceea ce trebuia să răsune pe fundal, așa că noi n-am ezitat mult și ne-am băgat sub ploaie, așa îmbrăcați cum eram. Și am dansat și ne-am clizit, dar cât ne-am clizit, Dumnezeule! Cred că de asta mă și doare azi un pic capul, de la prea mult râs. Yeah, it was amazing. It's like this moment, this special moment binding together people while we were just, you know, dancing and enjoying ourselves. Dar noi după 5 zile de căldură și arșiță eram sătoase de apă, de răcoare și cânta Papa Rudă Rudă, vină de neudă și ne-am dus neud după aia. So the night we have a lot of fun with the songs and dancing in the rain. And, well, that's because when wine is good, it makes you feel happy and you want to share the atmosphere with other people. Lightings, the climate of the place, and of course wine growing also was very nice. And all the place around you, the lavender, peaches, wine, everything. So it makes it very picturesque. This place is it's really beautiful. It's charming, and in some ways even romantic. It's a nice place for a nice and lovely weekend. Foarte fain atmosfera aici la Etcetera, pentru că este mult aer, puțin oameni și toată priveliștea asta cu viță de vie, cu levănțică, tare mult aer, mie mi-a plăcut. Am văzut cum a crescut toată vineria asta de la o singură clădire. Așa că sunt dat cu mâncarea de aici, dar de fiecare dată o savurez. Totdeauna îți dai seama când un business e făcut din plăcere și din pasiune. Se vede chestia asta în momentul în care ajunge acolo. Hai cu toți fotografii noștri să ne înfructăm de dulceața verii. Asta e harbuzăria dumneavoastră? Da, a părinților. A părinților și dumneavoastră i-a ajutat să vândă roada. Dar voi știți cum se aleg corect harbuzii? Poate ne învață specialiștii cum să-i alegem corect. Eu, de exemplu, știu că-i bat așa la punct. Dar nu știu dacă asta e corect. Da, dar e cumpărătorii așa. Specialiștii mai... Da. Specialiști aleg ideal altfel. O să uite după lopățică, verdeață, după colorul. Dar nu e așa. Cum sună hrustalul, da? Mai deschis. Sună hrustalul? Asta ce înseamnă trebuie să mai deschis. Mai deschis. Să lovim și mai deschis. Iaca, asta-i cum. Auzi sunetul. Asta-i harbuzul care ne așteaptă noi. 11 kg, 334 de lei per zi. 11 kg de vară. Și noi acuși le facem felul. Oh my God, ia așa că se poate să cine lucrează din greu trebuie să-i răsplăti din greu. And unfortunately they don't taste so good, so it was a great pleasure to have a possibility to eat them just from the field. Ne-am adus husa de ploaie, am pus-o pe jos ca să nu murdăresc și am făcut niște poze. Cred că va fi interesant. Benedict, le spun eu, pepen roșii. Nu-mi amintesc că n-am mâncat ultima oară pepen roșii atât de dulci. Foarte bun, foarte dulci, foarte zemoși. O
ospitalitatea lui meșter Faur din satul Cioburciu. O experiență de neuitat pe râul Nistru, făcând kayaking și o seară memorabilă la vinăria etc. din Crocmans. În această zi am văzut că zâmbetul și satisfacția nu au mai dispărut de pe fețele fotografilor noștri participanți la fototripul Discover the Roots of Life. Vă mulțumesc că ne urmăriți și vă invit și săptămâna viitoare să fiți alături de noi ca împreună să descoperim Moldova.